Dragi frați și surori, ne bucurăm să fim din nou împreună și în această seară. Mulțumim Părintele Ceresc pentru această nouă ocazie de a fi din nou împreună, de a ne putea reîmprospăta mințile și inimile cu cuvântul Său. Aș dori să începem adunarea noastră din această seară cu o cântare. Cântarea va fi 12. Iar după cântare aș dori, dacă poate, fratele Nelu Hârșan de la Deva să ne conducă în rugăciune. 12 și apoi rugăciunea fratelui Bartolomeu. Vom începe cu ajutorul Domnului adunarea noastră din această seară. Da, mulțumim, frate Morariu, pentru acest serviciu al tău. În continuare, iubiți frați și surori, haideți să trecem la studiul nostru, volumul 5. Suntem la pagina 52 și este penultimul paragraf. Am rămas aici pe pagina în partea de jos. Voi da citire până la primul subtitlu și apoi, cu ajutorul Domnului, vom încerca să atingem câteva aspecte din cele ce vom vedea că sunt aici expuse în fața noastră. Citim așa. După ce am examinat cele mai puternice texte biblice prezentate asupra acestui subiect, suntem încrezători că Scripturile nu autorizează folosirea marelui nume Jehova ca nume pentru vreo altă ființă în afară de Tatăl Ceresc. Suntem încrezători că ele limitează folosirea lui și interzic aplicarea lui la altul. Toți pot vedea caracterul potrivit al hotărârii Atotputernicului, și anume, el să fie recunoscut ca centrul autorității, înțelepciunii, dreptății, iubirii și puterii. Fiindcă acesta este adevărul și orice altceva ar fi neadevărat și în acea măsură ar fi rău dăunător. Și noi am văzut din cuvintele citate anterior ale Domnului nostru și ale apostolilor, pe care el i-a învățat în mod special prin cuvintele sale directe și pe care i-a inspirat cu Spiritul Sfânt după cinzecime, că nici unul din ei n-a făcut vreodată aluzia nici că Tatăl Ceresc și Fiul Ceresc au fost una în persoană, nici că ei sunt egali în glorie și putere, așa cum este declarat, fără autoritate divină în crezurile și catechismele oamenilor. Cu toate acestea, Tatăl Ceresc n-a manifestat nicio gelozie pentru grandoarea marelui său servitor principal, solul legământului în care găsiți plăcere. Din contră, el l-a înălțat mult ca să fie alături de sine în demnitate și putere. Să ascultăm cuvintele Domnului Isus: Fiul nu poate să facă nimic de la sine, ci numai ce vede pe Tatăl făcând, și tot ce vede Tatăl face și Fiul întocmai. Căci Tatăl iubește pe Fiul și arată tot ce face și îi va arăta lucruri mai mari decât acestea, ca voi să vă minunați. Căci după cum Tatăl înviază morții și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață cui vrea. Căci Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului, pentru ca toți să cinstească pe Fiul cum cinstești pe Tatăl. Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl care l-a trimis. Ioan 5:19-23. Numai când înțelegem clar declarația scripturală referitoare la Jehova, marele autor al planului de împăcare, și vedem deosebirea între el și onoratul său servitor, singurul conceput al Tatălui, Fiul său prea iubit, în opera împăcării, numai atunci suntem pregătiți cum se cuvine să înțelegem filozofia împăcării. Din cauza confuziei de gândire în privința Tatălui și a Fiului, se întâmplă în mare măsură că foarte mulți creștini sunt într-o confuzie totală în ceea ce privește împăcarea și ca atare sunt în pericol de a-și pierde credința în această doctrină fundamentală și foarte importantă a descoperirii divine. Apostolul Pavel prezintă subiectul relației dintre Tatăl și Fiul în privința răscumpărării noastre foarte clar și plin de forță, zicând: nu este decât un singur Dumnezeu,
Pentru noi este un singur Dumnezeu, Tatăl, de la care vin toate și pentru care trăim și noi, și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate și prin El și noi. 1 Corinteni 8, 4 și 6. Adică există numai un singur Dumnezeu, veșnic și atotputernic, autorul și sursa tuturor lucrurilor, căruia aparținem, și există numai un singur Domn, Iisus Hristos, prin care Tatăl Ceresc lucrează în privința diferitelor aspecte ale planului său și numai prin el avem iertarea păcatelor, prin credință în sângele său și avem acces la Tatăl și la harul în care ne aflăm, bucurându-ne în speranța slavei lui Dumnezeu. Romani 5 cu 1. Mă opresc aici și am putut observa și din studiile noastre precedente faptul că suntem la un studiu în care am încercat să observăm faptul că numele Jehova este atribuit numai și numai Părintelui Ceresc și nimănui altcuiva, nici măcar Domnului Iisus, Fiul Său. Și sigur că aceasta am observat noi destul de pe larg, am dezbătut acest subiect. A fost dezbătut acest subiect, am observat noi faptul că aceasta demontează inclusiv doctrina Trinității, demontează faptul că unii ar încerca să spună că Tatăl egal cu Fiul în tot ceea ce înseamnă aceeași persoană, aceeași putere, aceeași glorie și așa mai departe. Am văzut destul de explicit din Sfintele Scripturi că lucrul acesta nu este scriptural, lucrul acesta nu-l susține Scriptura, ci doar unele dogme și păreri omenești. Și chiar și fratele Rusel aici observăm că chiar lucrul acesta îl spune că din textele biblice prezentate referitor la acest subiect am putut observa lucrul acesta foarte pe larg. Și suntem foarte încredințați, foarte bine că acesta este adevărul Scripturii, că Tatăl este singură căruia îi se atribuie în mod direct numele Jehova, este fântâna, este autorul planului de împăcare, dacă facem referire chiar la textul sau la subiectul nostru principal, și vedem că Domnul nostru Iisus, Fiul Său, este cel prin care au fost făcute toate lucrurile, pentru care au fost făcute și așa mai departe. Deci am putut observa foarte clar această distinție. În aceste paragrafe citate s-a făcut referire la un text pe care îl găsim în Ioan, capitolul 5, de la versetul 19 la 23. Aș dori să citesc aceste versete. Iisus, deci, răspunzând, le-a zis. Acesta este răspunsul pe care el îl dă mai marilor, celor care tot timpul îl urmăreau pe Domnul Iisus, încercând să-l prindă în vreo cursă de-a lor. Și el le dă acest răspuns. Iisus, deci, răspunzând, le-a zis. Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate să facă nimic de la sine, ci numai ce vede pe Tatăl făcând și tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai. Căci Tatăl iubește pe Fiul și arată tot ce face și îi va arăta lucruri mai mari decât acestea, ca voi să vă minunați. Căci după cum Tatăl înviază morții și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață cui vrea. Căci Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Pentru ca tot să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl care l-a trimis. Uitându-ne la acest pasaj, ne-am putea întreba din acest pasaj ce putem noi observa în această legătură care este între Tatăl sau între Fiul, între Domnul nostru Iisus și Tatăl Ceresc. Ce am putea observa din acest pasaj? Care este
această legătură și în ce fel se manifestă ea. Acesta ar fi un prim, o primă întrebare ca și un început al discuției noastre din această seară. Deci din acest text pe care l-am citat, din Ioan capitolul 5, versetele 19 la 23, ce lecții putem trage în ceea ce privește relația dintre Domnul nostru Iisus și Tatăl Ceresc și cum se manifestă această relație? Aș dori să, care doriți, să aveți vreun gând referitor la cele citite aici, vă rog să îndrăzniți, să ridicați mâna sau, dacă nu știți ridica mâna, vă rog să porniți microfonul, eu o să observ și o să vă dau cuvânt. Da, avem o primă mână ridicată. Frate Ghiță Toșa, te ascultăm. Pace vouă. Pace. Mulțumesc. Relația între Tatăl și Fiul am putea o numi că se aseamănă cu relația dintre Faraon și Iosif în Egipt. Mulțumesc! Da, este sigur că este o imagine acolo în care sigur că Faraon de acolo l-ar putea reprezenta pe Tatăl Ceresc, Iosif pe Domnul Iisus, în această direcție, Iosif fiind pus peste toate lucrurile, i-a fost pus stăpân al Egiptului, dar sigur era al doilea după Faraon. Toate, chiar așa spune acolo, toate îți sunt supuse în afară de Faraon și casa lui și scaunul lui. Deci iată, era al doilea după Faraon. Sigur că această poziție o putem observa și la Domnul nostru Iisus și El, așa cum am învățat dățile trecute, admite și spune lucrul acesta. Da, frate Nicolae Zoica, și te rog. Mulțumesc, pacea Domnule. Pace. Da, cum a zis și fratele Ghiță, e o relație de subordonare. Vedem că Faraon a fost totuși deasupra lui Iosif cu tronul. Tot așa putem să spunem că Tatăl Ceresc este deasupra tuturor, este Dumnezeul suprem, iar Fiul Său este subordonat Tatăl, dar Tatăl l-a investit cu o putere și ajutor ca să ridice pe oameni din păcat. Și oamenii nu pot apela la Tatăl decât prin Fiul. Și trebuie să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Dacă nu cinstesc pe Fiul, nu cinstesc nici pe Tatăl. Mulțumesc! Da, mulțumim! Deci iată, am observat un prim aspect, o relație de subordonare, dar nu numai atât, și subordonare, dar vedem că datorită ascultării sale până la moarte, Tatăl Ceresc l-a înălțat și i-a dat un nume, cum spune în altă parte, ca prin numele lui să se închine orice genunche, în numele lui să se închine orice genunche din cer, de pe pământ și de sub pământ. Și observăm că această autoritate este exemplificată pe de altă parte aici prin faptul că, după cum Tatăl înviază morții și le dă viață, tot așa observăm că această autoritate de a da viață a dat-o și Fiului Său. Deci iată, vedem această relație de subordonare, dar mai frumos decât atât, mai un pas mai departe, și o autoritate pe care Tatăl Ceresc i-a conferit-o Fiului Său, Domnului nostru Iisus. Da, frate Morariu, te ascultăm? Da, vă mulțumesc, fraților! Este adevărat că aici trebuie să facem o distinție. Și vom observa-o că nu vom gândi-o noi de la noi putere și vom lăsa să vedem cum ne vorbește Scriptura în direcția aceasta. Și atunci când ne îmbrăcăm cu armele care și cu adevărul care iese de sus din gura lui Dumnezeu, păi indiferent în timp și vreme când s-o
pus în negoț, el are o valoare inestimabilă pentru fiecare dintre noi. Și zice profetul Maliahi în capitolul 1, versetul 6, vine și zice așa: Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde mi este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, la fel, să se vadă autoritatea stăpânirii peste cei care cu adevărat recunosc stăpânirea deplină și totală a celui atotputernic care a făcut toate lucrurile. Și apoi, dacă noi am înțelege sensul acestui mare adevăr din acest verset, fără să-l citesc până la capăt, pentru că aici le spunea preoților din vechime la cei care trăiau într-un fel după gândirea lor, așa, după aprecierile lor, crezând că îl pot îndupleca pe Dumnezeu, numai că tot aici ne mai spune că ei cu felul lor de viață îl oboseau pe Dumnezeu în loc să-l cinstească pe Dumnezeu. No, și atunci vine și spune, voi citi încă o dată versetul în întregime: un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Eu mi-aduc aminte de niște lucruri deosebite din Scripturi cu privire la cele două puncte. Și voi cred că sunteți de acord și sunteți în temă cu acest lucru. Dacă sunt tată, unde mi este cinstea care mi se cuvine? Cu semnul întrebării, bineînțeles. Dacă sunt stăpân, unde mi este teama de mine, zice Domnul oștirilor, către voi, preoților, care nesocotiți în numele meu și care ziceți, cu ce te-am nesocotit noi sau numele tău? Este o tragedie că erau conștienți că lucrează paralel în alt mod decât cel pe care îl dorea stăpânul. Dar știți cum e, Dumnezeu este plin de îndurare și nu ne face după slăbiciunile noastre, nici în vremurile acelea, nici în prezent și nici în viitor. Eu am garanția aceasta că Domnul, Dumnezeul nostru, merită cinstit și numai prin Iisus Hristos, pe care ne-a făcut părtași să fim unii cu alții și prin El copii al lui Dumnezeu. Vă mulțumesc, fraților! Da, mulțumim, frate Morariu. Chiar data trecută am trecut peste textul din Isaia 11, care, printre altele, spunea el acolo în mod profetic: plăcerea lui va fi frica, sau, în paranteză, am văzut acolo, reverența de Jehova. Deci, iată, el era gata să dea celui care merita această închinare, această reverență, această frică reverențioasă față de Tatăl, față de Creatorul tuturor lucrurilor, Jehova. Acesta era gândul Domnului Iisus, acesta trebuie să fie și gândul nostru. Da, frate Aurel Cap, te ascultăm. Este deosebit de important și interesant felul cum este redat relația dintre Fiul și Tatăl. Această relație extraordinară de reverență, de, chiar așa cum ai amintit tu, plăcerea fiului era frica de Domnul. Deci frica de Domnul, ascultarea, nu era o poruncă, o sarcină pe care să o socotească sarcină, ci era o plăcere. O plăcere să facă orice. Iar atunci când ajungea în impas, avea acea intimitate încât spunea Tatălui, ne amintim în Ghețimani, Tată, dacă este cu putință. Dar totuși, imediat a spus, dar totuși, nu cum vreau eu, ci tu. Deci, el a acceptat cu plăcere și cele mai grele ceasuri, și cele mai grele batjocuri din partea celor care se pretindeau că erau reprezentanții lui Dumnezeu, dar care, așa cum spunea fratele Morariu înainte, mergeau în paralel, pe lângă, dar nu pe drumul acela. Și vedem aceasta atât din declarația Domnului, cât și a Tatălui, când Tatăl spune, acesta este Fiul meu prea iubit, prea iubit,
să ascultați de el. Iar Domnul spune aici, iată, în Ioan 5, la 19, la 23, că Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului ca toți să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Dar bineînțeles, aceasta nu înseamnă că îl vor cinsti pe Fiul ca și izvorul vieții, ca autorul mântuirii, ci ca trimisul lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Și interesantă această declarație a Domnului, că spune, Fiul nici nu poate să facă nimic, nu că n-ar putea, că e interzis, dar El în sine. Așa, deci așa, atâta admirație, atâta reverență, atâta supunere plăcută, încât nici în imaginație, nici un gând, nici un sentiment nu-l poate concepe nici departe de El să facă altceva. Dar spune, nici nu pot să facă altceva, ci întocmai cum Tatăl mi-a zis, ce a zis și cum a zis. Și în final, cred că e un lucru interesant, prins aici, cred că ne cimentează din nou discuțiile anterioare, că nici Tatăl nici nu judecă pe nimeni. Deci Fiul, având și autoritate de rege, un rege este judecător, nu doar care cercetează cauza, ci și care administrează disciplina, iar în caz de eșec, de neascultare, administrează pedeapsa finală. În concluzie, chiar nimicirea rebelilor la sfârșitul mileniului, așa după acest text de aici, Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Deci Fiul, după ce își va termina opera de mijlocitor, va acționa ca un judecător fără milă, pentru că mila a avut timpul ei, a avut toate șansele posibile, li s-a acordat, iar cei ce le-a refuzat, acum El va acționa în numele Tatălui ca un judecător. Dar, deci, interesant aici, Tatăl nu judecă nici nimicirea păcătoșilor la sfârșitul mileniului, după acest text și alte texte, și cum spune fratele Rusel, Tatăl va opera nimicirea păcătoșilor prin Fiul. Oricum, și toate acestea, Tatăl face cu deplină încredere, cu absolut deplină încredere, știind că El, Fiul, va lucra întocmai în spiritul Tatălui și nici de cum nu va fi mai aspru sau mai indulgent. Pentru că, de fapt, nici nu poți să fii mai indulgent sau mai aspru decât Tatăl, pentru că El este perfect. Și cum Fiul este perfect în adorare, în ascultare, și El va face exact întocmai, și în adițional, la fel, vor face toți membrii adevărați, nu cei declarați, ci cei adevărați urmași ai Lui, care umblă în fiecare un pas al Lui și nu își permit să facă altceva și să spună că totuși fac voia Lui Dumnezeu. Atât. Da, mulțumesc, frate Aurel. Este foarte interesant de observat, cred că și data trecută aminteam întreagăt acest fapt. Adică, noi iubim pe Dumnezeu, adică îl putem iubi pe Dumnezeu din două perspective. Una, din inima noastră, din lăuntrul nostru, și unii îl pot iubi, îl pot cinsti, îl pot venera pe Dumnezeu constrânși. Și ce am în gând când spun lucrul acesta? De exemplu, cineva care crede că Dumnezeu, că Tatăl Ceresc a pregătit un loc de chin, cumva îs reverențioși față de Dumnezeu, dar cumva mai mult de frică că o pregătit un loc unde ei se vor chinui pentru totdeauna. Și aceasta deja nu mai este o închinare din inimă, din interior să pornească, ci e cumva sunt constrânși de această înțelegere și acest gând că s-ar putea ca ei să fie pedepsiți în acest fel dacă nu se închină lui Dumnezeu. Da, frate Cornel Mureșan, te rog. Te ascultăm, frate Cornel. Pacea Domnului, frate, surori. Mulțumesc, frate, da. Într-adevăr, aici vedem că Domnul Iisus este supus cu totul Tatălui Ceresc. Din ce cauză? El, Dumnezeu, știm că El a făcut planul în sine însuși. Dar El a descoperit Fiului și i-a dat autoritatea să-L poată duce la îndeplinire.
știind că Fiul l-ar putea duce la îndeplinire, că așa s-a angajat Domnul Iisus, că va face numai voia Lui. Deci, iată-mă, gata sunt să vin să fac voia Ta. Deci, după cum Tatăl are puterea să învie morții, a dat și Fiului puterea aceasta, pentru că este Fiul omului. Deci, vedem că Tatăl i-a încredințat toată autoritatea, toată puterea, ca să ducă planul la îndeplinire, să aducă la perfecțiunea care a fost înainte de a cădea Adam și omul și pământul. Deci, și Domnul s-a angajat la lucrul acesta cu toată sinceritatea. Mulțumesc, cam atât. Da, așa este, El a făcut toate aceste lucruri de bună voie. Iată-mă, avem textul, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia Ta, o Dumnezeul meu. Da, frate Cornel, Brie, te ascultăm. Pentru a observa diferența dintre Jehova și Domnul Iisus, mi se pare atât de clar când ne uităm în Ioan 17, vreau doar să subliniez câteva aspecte. Versetul 8, căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu. Deci Domnul le-a prezentat apostolilor ceea ce Tatăl i-a dat, nu ce era după aceea. Ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Deci a fost trimis de Tatăl și a vorbit cuvintele lui Dumnezeu. Și încă un verset, 22, eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu. Deci, el o primi de la Dumnezeu. Totdeauna cel mai mare îl dă celui mai mic, îl investește, îl desemnează pentru anumite funcții și servicii și așa mai departe. Dar încă un lucru mi se pare important. Nu numai că Domnul nostru a fost un reprezentant fidel a voinții lui Dumnezeu, că a făcut totdeauna ce Tatăl l-a învățat și i-a spus să facă, dar e o lecție pentru noi. Și anume, un urmaș al lui Hristos trebuie să rămână în cadrul Scripturii, să nu părăsească cadrul Scripturii, că atunci el învață ce n-a învățat Scriptura. De aceea mi se pare că e important ce spune Sfântul Pavel, v-am învățat să nu treceți peste ce este scris. Deci, a fi credincios Domnului înseamnă ca și noi să învățăm ce ne învață Dumnezeu prin Hristos, prin apostol, prin profet. Mulțumesc! Da, mulțumim, frate Cornel. Așa este, deci dacă vedem această atitudine în Fiul lui Dumnezeu, în Domnul nostru Iisus, în El avem cel mai bun și cel mai măreț exemplu și apoi, desigur, vom observa că și apostolii după El și chiar profeții înaintea Lui, toți au fost într-o atitudine de inimă de felul acesta în care s-au subordonat Părintelui Ceresc. Da, frate Iacob, cred că este fratele Iacob Borta. Te ascultăm, frate Iacob. Mulțumesc, pacea Domnului, dragi frate și surori. Vreau să mai citesc și eu câteva versete care mi s-au părut că toți sunt în direcția asta, în legătură cu ceea ce învățăm. Din 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 26, citesc. Vrăjmașul cel de pe urmă care va fi nimicit va fi moarte. Dumnezeu, în adevăr, a pus totul sub picioarele Lui, dar când zice că totul i-a fost supus, se înțelege că afară de Cel ce i-a supus totul. Și când toate lucrurile îi vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune Celui ce i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți.
prin aceste versete, în aceste două versete, cred că arată de asemenea deosebirea dintre Tatăl și Fiul. Apoi, altă scriptură, așa cum o spus și fratele Cornel, în Apocalipsa, capitolul 1, versetul 1, spune așa: descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu. Deci Dumnezeu i-a dat această descoperire, așa cum a spus frații mai înainte. Mulțumesc! Atât! Da, mulțumim, frate Iacob! Este demn de remarcat faptul că Domnul a fost supus Tatălui în existența sa preumană, Domnul a fost, Fiul a fost supus Tatălui în existența sau în lucrarea sa pe pământul acesta, și vedem că fratele Iacob a adus din nou în atenția noastră acest verset în care vedem că el rămâne în continuare, chiar după ce va fi săvârșit lucrarea, rămâne supus ca Tatăl să fie totul în toți. Este foarte, foarte frumos și demn de remarcat acest aspect. Da, fratele Pătru, dorește și el, îl ascultăm. Pacea Domnului, dragi frați și surori și ascultători ai Cuvântului Dumnezeu, vreau să aduc câteva versete, ceea ce Pavel ne le scrie chiar în Evrei, în capitolul 1, și vedem că Dumnezeu prima-și dată a vorbit celor din vechime, după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne vorbește prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. Vedem că ne atrage atenția chiar la cei din vârsta evanghelică. Înainte o vorbi profeții despre el și iată că prin Fiul vedem că el începe lucrarea. Și vine, mai mă duc la, încă la două versete din versetul 5. Căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată: tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, și iarăși eu îți voi fi tată și el îmi va fi fiu. Și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice: toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. Vedem că autoritate foarte mare, chiar cei din cerul trebuie să îi se încheie. Da, mulțumim, așa este, orice genunche se va închina, se va înaintea lui, atât de pe pământ, de sub pământ, de peste tot. Da, frate Morariu, te ascultăm. Da, vă mulțumesc, fraților. Ca să se lege lanțul și verigile aurii și mai bine, din punctul ăsta de vedere, cum zice Solomon, Domnul nostru Iisus Hristos încă o dată ne dovedește calitatea Lui de subordonat al Tatălui nostru din cer. În Evanghelia după Ioan 15, cu versetul 14 și versetul 15, ne face și nouă o descoperire și ne bucurăm că avem parte de ea, și ea este cu adevărat cârmaciul destinului nostru spre veșnicie prin Iisus Hristos. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Și acum trebuie să vedem exact și să fim foarte atenți la, așa cum spunea un frate, să luăm bine seama la citire și să nu o luăm nici înainte, nici înapoi, să rămânem la ceea ce este exact, așa cum îl învăța Pavel pe Timotei odinioară. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Iată poziția lui Iisus Hristos, dragii mei, și cred că și poziția noastră ar trebui să fie identică prin Domnul nostru Iisus față de ceea ce Dumnezeu a binevoit să ne descopere prin Spiritul adevărului atunci când El l-a revărsat din belșug peste cei pe care o găsi vrednici să-i cheme și a să-i facă parte din corporația spirituală și să slujească cu demnitate în smerenie până la capăt. Vă mulțumesc, fraților! Da, mulțumim, frate Morariu! Așa este. Dacă cineva mai dorește aici să completeze ceva sau să întrebe ceva, vă rog.
Dacă nu, tot aici, da, frate Cornel, te ascultăm, frate Cornel. De ce oare este atât de important ca noi să înțelegem acest aspect al adevărului scriptural? Cred că este important pentru că aproape toată creștinătatea, am spus aproape, crede că Iisus este din veșnicii, că El a avut natura divină. Întrebarea se pune cum a putut muri pentru neamul omenesc, dacă a avut natura divină din totdeauna, din aceeași esență ca și Tatăl, ca și Iehova. Comentariile în acest sens sunt foarte confuze. El chiar când a venit ca om pe pământ, El și-a păstrat divinitatea. El avea două naturi în același timp, se învață în lumea creștină. 100% Dumnezeu, 100% om. Și când El a înviat, a înviat cu trupul de carne, acel trup de carne crucificat cu semnele și rănile Lui, este îmbrăcat în slavă, dar ce se întâmplă cu natura divină? În același timp continuă cele două naturi. Deci, confuzia este atât de mare și generalizată încât pare că nu se poate înțelege prețul de răscumpărare dat de omul Iisus Hristos, ci de faptul că datorită umilinței Lui, subordonării Lui, a fost înălțat nespus de mult și a primit un nume care este mai presus de orice nume. Deci, pentru a vedea diferența între ce spune Scriptura și ce învață lumea creștină, cred că s-a pus accent pe aceste aspecte în discuția noastră. Mulțumesc, frate Dan. Da, mulțumim, frate Cornel. Sigur că așa este. Cineva s-ar putea întreba oare de ce oamenii ăștia tot întorc subiectul ăsta pe toate părțile și îl dezbat așa de mult. Ce e așa mare lucru sau de ce este așa de important? Cred că este foarte important, așa cum accentua fratele Cornel, în primul rând faptul că se aduce atingere directă prețului de răscumpărare, că Tatăl, că dacă Dumnezeu egal cu Domnul Iisus, aceeași persoană, nu putea Dumnezeu însuși să aducă, Tatăl să aducă El prețul de răscumpărării, trebuia ca justiția divină nu cerea mai mult decât om perfect pentru om perfect. Și atunci vedem că Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a trebuit să lase slava ce a avut-o înainte, să ia chiar acest corp uman perfect și acesta să-l aducă sacrificiu pentru răscumpărarea sau pentru plătirea prețului echivalent. Și în felul acesta vedem că se aduce atingere chiar prețului de răscumpărare. Pe de altă parte, sigur că noi trebuie să știm foarte clar cui ne închinăm, cui aducem, cui dăm slava, cinstea și onoarea. Vedem că din acest punct de vedere noi trebuie să observăm foarte clar cine este Tatăl Ceresc, Creatorul tuturor lucrurilor, cine a fost și este Domnul nostru Iisus și așa mai departe, toate lucrurile, toate ființele care El le-a creat prin, desigur, așa cum spune Scriptura, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Da, frate Aurel, te ascultăm. Interesant. Într-adevăr, lumea creștină așa vede și Tatăl Ceresc este îndelung răbdător și acceptă ca și copii ai Săi, chiar și cu aceste prejudecăți sau gândiri greșite într-o fază de debut, admițând dorințele lor sincere. Însă, Tatăl Ceresc dorește ca ei să crească, să progreseze, să se hrănească cu tot cuvântul Său. De ce unii nu pot, cu toate aceste dovezi aduse, nu pot să creadă? Și de ce alții pot să creadă? Care e cauza? Cauza este, desigur, inima. Sinceritatea, seriozitatea inimii. Și de aceea studiem aceste aspecte, pentru că
în viacurile întunecate, adversarul Satan, în acele timpuri, a răstălmăcit aceste principii fundamentale, foarte prețioase, foarte importante. A recunoaște fiecare lucru la locul lui. Tatăl Ceresc ca autorul, ca izvorul, Domnul Iisus ca trimisul Tatălui. Și pentru că aceste învățături au fost atât de mult schimonosite, e nevoie ca ele să fie analizate în lumina tuturor scripturilor, nu doar câteva. Iată, din cele învățate, vedem că se amintește mereu. Fratele Rus le amintește, din nou unii spun că textul de la Isaia sau de acolo sau de dincolo se aplică Domnului deopotrivă ca Tatăl pentru că nu știu ce. Deci toate le-au dat peste cap și pentru că toate le-au murdărit, e nevoie ca fiecare scriptură să fie curățată prin adevăr și să poată fi apreciată și respectată la locul ei. Deci, în concluzie, e nevoie de făcut această lucrare de curățire. Copiii adevărați al lui Dumnezeu trebuie să se hrănească cu tot cuvântul venit din gura lui Dumnezeu, cum spunea Domnul, și toți cei adevărați vor primi. Dar să nu ne mirăm și să nu ne să încercăm să zdrobim inimile de piatră ca să înțeleagă ceea ce cel mai simplu copil al lui Dumnezeu poate să înțeleagă dacă e sincer și serios. Așa cum noi și cum știm că și între noi, și de fapt Apostolul vorbește despre noi cei adevărați. Vedeți că între voi nu sunt mulți înțelepți, sunt mulți din clasele de superioare de intelect, cu intelect. Și totuși, toți aceștia pot să înțeleagă aceste lucruri. Și dacă aceștia pot să înțeleagă, ar putea și ceilalți să înțeleagă dacă ar avea ce trebuie, inima curată. Dar dacă nu au, nu trebuie să le reproșăm că n-au inimă curată. Mai degrabă să-i mulțumim lui Dumnezeu că noi am fost onorați, am fost ajutați, am fost protejați. Să-i mulțumim și să avem și noi îndelungă răbdare, cum are Tatăl Ceresc răbdare cu ei. Și să nu ne supărăm pe ei că ei vor continua să susțină învățăturile care le-au învățat. Sigur că sunt multe lucruri, poate la mijloc, de ce unii țin așa. Sigur, lipsa de sinceritate, dar este și mândria. Adică cineva, după ce a susținut ceva, a mers ceva, păi, se gândește automat, păi ce vor zice alții? Păi cum am ținut atâta acum să recunosc eu că am greșit, să mă plec? Nu, mai bine să-mi justific că e bine și așa. Deci aceasta este cauza, atât în privința acestei doctrine, cât și în privința altor greșeli pe care uneori și chiar poporul Domnului ajunge să facă unele lucruri când Satan găsește o portiță să intre prin mândrie și să dețină control. Și după ce fac multe lucruri greșite în numele Tatălui, dar greșite, și când li se arată de mai multe ori că sunt greșite și un ajutor să se îndrepte, mai degrabă sunt dispuși unii să acuze și să condamne și să defaime decât să se umilească. Dar trebuie să fim mulțumiți că așa cum Domnul a fost și noi să continuăm să fim la fel și la urmă, cum spune Mana din 10 martie de seară, dreptul sau caracterul nostru va fi justificat împreună cu a Tatălui și a Domnului la timpul cuvenit. Atât. Da, mulțumim, frate Aurel. Sigur că noi nu lansăm acuze, nu judecăm în această privință, nu trebuie să facem lucrul acesta, ci noi încercăm din cuvântul lui Dumnezeu să învățăm cât mai bine care este caracterul Tatălui, care este poziția sa, Domnului Iisus și așa mai departe. Da, Sora Anuță Mureșan, te ascultăm, Sora Anuță. Da, Sora, acum ți-ai pornit microfonul, te ascultăm. Bună ziua toți frații și surorile. Pace. Am două versete de la Ioan 5 cu 30. Eu nu pot să fac nimic de la mine însumi, judec după cum aud și judecata mea este dreaptă. Pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Și tot de la Ioan, de la 12 cu 49. Căci eu n-am vorbit de la mine însumi, ci Tatăl care m-a trimis, el însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Și cum ai citit, frate, în primul paragraf, eu așa am înțeles aici,
că Tatăl e recunoscut ca centrul autorității, înțelepciunii, dreptății, iubirii și puterii, fiindcă ăsta e adevărul. Vă mulțumim! Da, așa este, mulțumim. Asta încercăm să observăm și am reușit să discernem din cuvântul lui Dumnezeu că Tatăl este centru tuturor lucrurilor. Da, fratele Pătru dorește și el să intervină, așa păi dăm cuvântul fratelui Iacob Buga. Vreau să mai citesc din 1 Ioan de la capitolul 4, 4 versete sau 5. Prea iubiților, vedem că ne avertizează și Ioan să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-l cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus a venit în trup este de la Dumnezeu. Vedem că e foarte important să mărturisim că a venit în trup ca om. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul lui Anticrist, de-a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume. Voi copilașilor sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel care este în lume. Și Domnul zice către Petru, Tatăl ți-o descoperi când întreabă cine zic oamenii. Așa că noi trebuie să ținem sus și tare că Domnul Iisus a venit în trup și El o suferi ca și oricare om. Da, mulțumim. Da, frate Iacob Buga, te ascultăm. Cu privire la ce a zis fratele Aurel că unii din mândrie nu recunosc adevărul, eu vin chiar de acolo și nu cred că din mândrie, fraților, deci eu zic că nu li-i descoperit adevărul și acum sâmbătă am fost la o nuntă și am fost la masă cu ei. Și am încercat să vorbesc din adevăr și unii așa mai vehement, nu chiar vehement, așa mai apăsat. Frate Iacube, păi dacă așa scrie, cum îmi spui tu că scrie altfel? Dacă așa scrie negru pe alb. Deci unii chiar, deci nu le descoperi, eu așa zic. Nu din mândrie, nu le descoperi și nu înțeleg adevărul. Mulțumesc. Da, deci ziceam un lucru, aminteam eu de multe ori faptul că dacă ne uităm în Scriptură, în ansamblu Scripturii, ne vom putea face o imagine în totalitate despre planul lui Dumnezeu și despre Dumnezeu, despre toate lucrurile. Dacă scoatem ceva din context, îl vom putea aplica cum vom dori noi. Cred că lucrul acesta îl fac unii dintre creștini. Scot anumite lucruri din context și ei zic, păi da, așa scrie, nu scrie aici așa, nu scrie aici, uite-te, pilda bogatul și Lazar, uite că scrie că a mers în chin și în suferință și așa mai departe și de acolo strâga, nu scrie. Ei, dacă ne uităm în întregul Scripturii, vom observa altfel că stau lucrurile, dar sigur că făcând lucrul acesta putem să cădem ori într-o parte, ori în alta. Da, frate Iacob Borta, te ascultăm, frate Iacob. Vreau să mai spun că mă gândim așa cum s-a spus, că Dumnezeu este creat sau este compus din trei persoane. Și gândindu-mă la învățătura asta, care cred că cu toții am înțeles că este învățătura diavolului și diavolul nu este așa cum oamenii în general îl desenează, pentru că oamenii îl desenează într-așa urăciune și asta special Satan face așa, ca ei să nu-și dă seama cât de inteligent este el, chiar dacă și-a pierdut mult din frumusețea care a fost creat, totuși el este foarte inteligent și înțelepciunea lui mult mai mare decât a omenirii, pentru că el conduce cu lumea. Și mă gândim la învățătura aceasta. Și mă gândim că dacă o persoană este compusă de trei persoane, deci eu mă gândeam despre mine. Deci dacă eu sunt compus din trei persoane și o persoană este compusă din trei, înseamnă că eu în mine am nouă persoane.
Deci dacă este o persoană, și tot așa și cu Dumnezeu. Dumnezeu, dacă este o persoană, El e compusă din trei, Duhul Sfânt este o persoană, e compusă din trei, și Domnul Iisus este o persoană și e compusă din trei. Deci nu o persoană. Deci nu este de mirare că aceste învățături sunt a diavolului. Și el este foarte inteligent și iată până când el urbește familia umană și mai ales, așa cum vorbim acum, că eu tot acolo am fost, dar eu nu credem în Dumnezeu, nu credem eu în, pentru că nici nu înțelegem nimic. Și iată, gândindu-mă așa, cu gândirea mea așa simplă, am ajuns să înțeleg cât e de inteligent iată Satan. Atât, mulțumesc. Da, mulțumim, așa e și eu când eram mai mic și mă tot gândeam cum, când vedeam că este zugrăvit Satan așa de înfiorător, așa de urât, mă gândeam cum nu fug oamenii de el, de ce merg după el, de ce merg la el. Și când vedeam cât de frumos este zugrăvit Domnul Iisus, de exemplu, cum de nu să duc toți oamenii la el, să duc la un chip așa de înfiorător. Așa gândeam în mintea mea când eram mai mic. Și sigur că este foarte adevărat ce amintea fratele Iacov, faptul că el nu este așa cum îl zugrăvesc, ci el se face înger de lumină, el știe să îți servească toate lucrurile și așa mai departe. Da, frate Aurel, ca te ascultăm. Numai cu titlul de sugestie de gândire. 2 Tesaloniceni 2 cu 10, 11. Acolo chiar arată acest lucru și frate Rusel, comentând și cu diferite alte ocazii, arată același lucru, că acolo spune, pentru că n-au primit dragostea de adevăr, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire. Deci nu primesc adevărul, dar nu cu dragoste de el, ci cu dragoste de ei. Cu dragoste, cu gândul că primindu-l, cine vor fi ei sau cum vor fi văzut ei, sau cum vor da impresia altora ce știu ei. Și primesc adevărul, dar imediat după aceea cad în derivă, în stânga sau în dreapta. Și cauza este mândria de sine care, așa cum ai spus și tu, oamenii o știu îmbrăca foarte frumos în aspecte de umilință, o umilință falsă, o argumentare sinceră. Este scris acolo. Uite, nu putem, că cum nu e scris acolo? Dar ei, așa cum spune Petru, în 2 Petru 3, primele versuri, în adins se fac că nu știu și alte lucruri care Dumnezeu le-a spus, dar intenționat se referă doar la câteva, pentru ca să le iasă pasența sau să continue mai departe sau să nu depună efort. Oricum, acum doar am zis ca un motiv de gândire și putem să mergem fiecare cum putem mai departe. Și un cuvânt numai. Mi-a venit în minte ce spunea Domnul, că oamenii, poruncile care le dau să asculte de Dumnezeu sunt doar porunci omenești. Deci fac ceva, dar doar din porunci. Trebuie așa pentru că Dumnezeu zice sau că faci sau să nu faci. Dar nu au acea ascultare intimă ca fiul, o dorință sinceră, o referință supremă. Nu cumva în ceva să își permite să facă altfel și să spună că totuși fac voia lui Dumnezeu. Și se întâmplă, dar deci cine nu are spiritul acesta, mai devreme sau mai târziu se manifestă, așa cum spune în altă parte, păcatele unor oameni merg înainte la judecată, iar ale altora îi urmează mai târziu. Fie că unii se mai îndrăznesc și alții îi susțin sau în felul în care se manifestă, mult nu pot rămâne ascuns până când faptele de fapt arată, cum spune în Ioan 8 cu 54-55, că iudeii declarau că îl iubesc, îl cunosc pe Dumnezeu și Domnul le spune, dacă aș zice și eu că nu-l cunosc prin fapte, aș fi și eu un mincinos. Deci faptele arată de fapt, nu declarațiile. Declarațiile în general, toate declarațiile sunt că da, pentru Dumnezeu, cinstim, respectăm, facem. Dar faptele, când este scris ceva și se face altceva, ele vorbesc mai mult decât vorbele. Atât. Da, mulțumim, frate Aurel. Sora Anisie, am văzut că e cu microfonul pornit. Te ascultăm, Sora Anisie, dacă dorești. M-am gândit în vreme ce spune fratele Iacob că unii nu înțeleg.
noi să știm că Tatăl nu ține ascunse lucrurile de copiii Lui, dar dacă doresc sincer, așa cum dorește cerbul apa izvorului să cunoască adevărul. Dacă ne mulțumim și ne limităm, așa e scris, așa înțeleg, sigur că rămânem acolo. Dar dacă îl dorim sincer și cerem ajutorul Tatălui, să fim siguri că Tatăl ni le descopere, pentru că le-a lăsat descoperite pentru copiii Lui. Dar trebuie să știm cum să le cerem și cum să le căutăm. Mulțumesc! Da, așa e. Sigur, cauzele sunt multe, factorii care influențează sunt de asemenea mulți. Nu cred că este acum menirea noastră să studiem aceste cauze, acest factor care pe mulți influențează într-o direcție sau alta. Cred că noi trebuie să ne ocupăm de Cuvântul lui Dumnezeu din perspectiva noastră, înțelegerii, noi să-L putem înțelege și, desigur, sunt mulți factori. Chiar și acesta, dorința, dacă ar fi dorință de cercetare, de a se apropia sincer de Cuvântul lui Dumnezeu, cred că Dumnezeu nu este nedrept să nu le descopere. Dar mulți se mulțumesc, așa învățăm, unii nu cercetează, se mulțumesc la cât le este oferit pe tavă și sunt multe lucrurile acestea. Nu, și nu cred că e treaba noastră să le disecăm noi în detaliu. Da, frate Morariu, te ascultăm. Da, fraților, mă gândesc foarte profund și sunt convins că și voi sunteți atenți, pentru că noi nu avem de-a face cu cineva anume, ci avem de-a face cu un Dumnezeu al dreptății, al iubirii, a înțelepciunii, a puterii. Dragii mei, ce suntem noi cu toții înaintea celui care a făcut toate lucrurile? Eu trebuie să recunosc că nu constat că ar fi mai mult sau mai puțin, dar din punct de vedere de pe Dumnezeu, sunt ca un practic pe cumpăna unui cântar. Noi acum, pornind la acest lucru, să ne ducem puțin să vedem dacă cu adevărat noi ne ocupăm cu ceea ce spuneai tu, frate Daniel, mai înainte. Ce spuneai tu mai înainte. Cu ceea ce, de fapt, ni se potrivește ca haina noastră să fie cât mai împodobită cu ceea ce, de fapt, ne stă în față. Pentru că cu cât o împodobim mai bine, va veni un timp care, cu adevărat, se va desclănătui ca orgie și s-ar putea ca, neavând suficient ulei și haina curată, să nu putem să ducem până la capăt lupta la care ne-am angajat. Dar dacă vom fi serioși, atenți și vom vedea asupra tuturor lucrurilor, vom putea să... Ce vreau să spun? În situația prezentă, cu adevărat așa este, cum zice Pavel în capitolul 8, versetul 5 și 6, căci chiar dacă ar fi așa mulți Dumnezei, fie în cer, fie pe pământ, cum și sunt în adevăr mulți Dumnezei și mulți domni cu care se alimentează o lume creștină pe parte paralelă în direcții opuse, care nu înțeleg valorile, pentru că Dumnezeu viaculului acestuia le orbește ochii. Deci nu la aceasta vrem, că de acolo ne-a smuls Dumnezeu, pentru că noi se privim spre o altă valoare cu adevărat meritorul, pentru că trebuie depus la inimă. Și zice Pavel, pentru mine și cred că și pentru noi toți, totuși pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu Tatăl, de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi, și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care suntem, care sunt toate lucrurile și prin El și noi. Deci ce să înțelegem, chiar dacă am avea 10.000 de învățători în Hristos, care ni l-a descoperit pe Tatăl, așa cum i-a spus Filip, cum l-a întrebat Filip pe Domnul, arată-ne pe Tatăl și ne va fi de ajuns. Și el a spus, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Cel ce m-a trimis pe mine. Dacă noi toți conlucrăm în partea aceasta a versetului, totuși pentru noi nu există altcineva decât Dumnezeul nostru, pentru că în Ioan 17 cu 3 este scris limpede, cunoscute fiecăruia dintre noi și mulți le citesc, dar nu le cunosc valoarea. Să-L cunoască pe singurul Dumnezeu adevărat și pe Domnul Iisus care a fost trimis, pentru ca să rezolve problema delicată în care ne-au adus cel care ne-a înșelat în grădina Edenului. Vă mulțumesc, frate.
Da, mulțumim, frate Bartolomeu. Da, sora Năstafă a mai fost cu mâna ridicată. Dacă mai dorești să completezi ceva, sora Năstafă, te ascultăm. În primul rând vă spun pace și tare mă bucur că ai concluzionat un pic și lângă ce ai spus, frate Daniel, cred că e bine să ne margă mintea un pic și la alte adevăruri sau ziceri a Domnului. Apostolii, dragi de ei, când Domnul vorbea în pilde, în parabole, s-au dus într-un mod așa de sincer, de natural și au zis, Învățătorule, te rugăm, spune mai clar, mai dezlușit, că nu te înțelege. Și Domnul, în loc să zică, bine ați făcut că m-ați făcut atent. Domnul zice, nu! Nu, că ei măcar că au ochi și urechi să nu înțeleagă acum. Să înțeleagă acum numai cei ce au urechi de auzit. Nu cred că e bine să ne ocupăm că-s mândri, că-s îngânfați, că-s încăpățânași, că nu vor, că vor. Cred că e bine să avem grijă de noi, să nu simt încăpățânați, orgolioși, mândri. Aici e pericolul, cei concepuți de spirit. Ei vor avea timpul lor. Și vor striga cu glas puternic, alții ne-au învățat lucruri sucite și ori veni la Domnul și ori primi viață. De ce cred că e bine să fim mai rezervați un pic? Mulțumesc! Da, mulțumim, sora Năstafă. Da, așa este. În primul rând, trebuie să ne uităm la noi, trebuie să avem grijă la noi și sigur că cealaltă lucrare are timpul ei, are rolul ei și așa mai departe. Da, dacă cineva mai dorește aici. Dacă nu, mă gândeam, chiar o atins fratele Bartolomeu, al doilea text amintit în studiul nostru din 1 Corinteni 8, 4-6, unde am văzut faptul că Apostolul Pavel spune căci, da, citesc de la versetul 4, deci cât despre mâncarea lucrurilor jertfite, știm că în lume un idol este tot una cu nimic și că nu este decât un singur Dumnezeu, dar el continuă. Căci chiar dacă sunt așa numiți Dumnezei, fie în cer, fie pe pământ, ca și cum ar fi mulți Dumnezei și mulți domni, totuși pentru noi este un singur Dumnezeu, Tatăl de la care vin toate și pentru care trăim și noi, și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate și prin El și noi. Vedem aici un singur Dumnezeu și așa numiți Dumnezei în cer și pe pământ. Mai mulți. Ce putem noi înțelege de aici? De ce? Sau la cine face referire și de ce face această referire Apostolul Pavel? Sunt așa numiți Dumnezei și dacă s-ar putea atinge acest aspect. Și în cer, fie în cer, fie pe pământ. Dar totuși pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu. De ce vorbește în felul acesta Apostolul Pavel și la ce face? Eu cred că el aici atrage un semnal de alarmă, adică ne face atenți la ceva. De ce vorbește în felul acesta Apostolul Pavel și la ce așa numiți Dumnezei face referire atât în cer cât și pe pământ. Da, frate Aurel, te ascultăm. Cred că nu vrea să spune că de fapt nu sunt Dumnezei pe pământ și în cer. Pentru că din toată relatarea Scripturii, după cum vom vedea și am văzut în parte, cuvântul Dumnezeu a fost folosit de Dumnezeu prin diferite mesaje, fie la oameni, fie la îngeri, și deci nu vrea să spune că n-ar fi, dar Apostolul ce spune, chiar dacă ar fi, chiar dacă sunt, totuși, oricât ori fie ei de Dumnezei sau de puternici, în cer și pe pământ, totuși peste ei este un altul, singurul care este peste toți. Și trebuie să nu uităm acest lucru, că dacă orice Dumnezeu, orice puternic, orice om influență sau învățător influență, oricine ar fi, dacă spune altfel decât spune Dumnezeu, suntem pierduți. De aceea spune el, pentru noi, totuși, deși sunt așa, este așa și poate să fie unii puternici, unii influenți, totuși pentru noi nu este decât unul singur. Deci, așa ca Domnul,
Eu nu pot să fac nimic decât ce mi-a spus Tatăl și cum mi-a spus Tatăl. Deci acest lucru, apostolul subliniază aici, că pentru noi trebuie să nu uităm întotdeauna, oricât de strălucit ar fi un învățător, oricât de bine a mers un învățător de mult până în prezent, întotdeauna fiecare cuvânt al lui trebuie să-l comparăm cu ce spune Dumnezeu. Pentru că istoria este plină de astfel de exemple și negative, care unii după ce au mers bine mult timp, unii chiar la sfârșit au clacat, au alunecat, au mers deoparte. Și care s-au încrezut în ei și n-au mai cercetat, au mers și ei după ei și au pierdut. Atât. Da, așa e. Chiar textul spune că sunt mulți dumnezei în felul acesta, dar totuși este pentru noi este un singur Dumnezeu. Da, frate Cornel Brie, te ascultăm. Da, un verset din Psalmul 86, versetul este 8. Nimeni nu este ca tine între Dumnezei, Doamne, și nimic nu se seamănă, nimic nu seamănă cu lucrările tale. Deci cuvântul Dumnezeu se aplică și în sens pozitiv și în sens negativ în Scriptură, dar mai presus de orice puternic este Dumnezeu atotputernic. Deci asta am vrut să spun, că Biblia într-adevăr aplică numele acesta și altora. Amintiți-vă că este cunoscut acest text, Dumnezeul veacului acestuia a orbit mintea celor necredincioși. Dar Iehova este unul. Mulțumesc. Da, așa este. Deci iată, și Apostolul Pavel accentuează așa numiți dumnezei. Adică sunt mulți, așa cum chiar s-a mintea despre Dumnezeul veacului acestuia. Vedem și alți dumnezei, dar noi, zice, avem, și, dar pentru noi este un singur Dumnezeu și un singur Domn, Domnul Iisus Hristos, prin care sunt toate și prin El și noi. Deci iată, cred că acesta este lucru demn de remarcat, că Apostolul Pavel ne îndreaptă atenția, nu a cerceta noi să vedem care Dumnezeu îi fals și care nu-i, ci să-i cercetăm pe aceștia așa numiți Dumnezei. Noi trebuie să ne uităm țintă la Dumnezeul nostru, să-i cunoaștem caracterul și în felul acesta vom fi foarte bine înrădăcinați, așa încât niciun alt Dumnezeu de felul acesta, fie în cer, fie pe nu ne va putea despărți de Dumnezeul Bibliei, de Dumnezeul adevărat, de Iehova. Da, frate Iacob Borta, te ascultăm. Să citesc câteva versete despre Dumnezeii neamurilor, nu despre Dumnezeu adevărat, în 2 Împărați, capitolul 17, de la versetul 29, scrie așa. Dar neamurile și-au făcut fiecare Dumnezeii lor în cetățile pe care le locuiau și i-au așezat în templele idolești din înălțimile zidite de samaritei. Oamenii din Babilon au făcut pe Sucot Benot, oamenii din Cut au făcut pe Nergal, cei din Hamat au făcut pe Ashima, cei din Ava au făcut pe Nibhaz și Tartak, cei din Sefarvaim își ardeau copiii în foc în cinstea lui Adramalec și Anamalec, dumnezeii lui Sefarvaim. Totodată se închinau și Domnului și și-au făcut preoți ai înălțimilor luați din tot poporul. Preoții aceștia aduceau pentru ei jertfe în templele din înălțimi. Astfel se închinau Domnului, Dumnezeului adevărat, dar slujeau în același timp și dumnezeilor lor, după obiceiul neamurilor de unde fuseseră mutați. Atât, mulțumesc! Da, mulțumim! Este foarte interesant această dualitate în închinare. Se închinau și Domnului Dumnezeului Israel, se închinau și acestor dumnezei,
vedem că același tipar îl vedem și astăzi, omul se închină și lui Dumnezeu și spun că se închină Dumnezeule adevărat, dar pe lângă au tot felul de alt fel de închinări care nu sunt după voia lui Dumnezeu și sigur în felul acesta și noi la rândul nostru trebuie să fim foarte atenți că repede putem cădea și din orice să facem un Dumnezeu sau un idol. Da, frate Morariu, te ascultăm. Da, vă mulțumesc și vă rog să mă iertați dacă sunt prea îndrăzneți. Dar Asaf, în Psalmul 82, spune următoarele lucruri. Și ascultând pe cel antivorbitorul fratele dinainte, mi-am dat seama că se potrivește de minune cu ceea ce făceau toți aceștia sau aceia din vremea aceea și cum se întâmplă și în zilele noastre, nu este o problemă că nu-i mare diferență deloc, că există și în zilele noastre locații pe pământ unde își sacrifică copiii, astăzi. Alții se lasă răstigniți, astăzi. Alții, în fel și chip. Dar de ce toate acestea lucruri? Ia să vedem ce zice Scriptura. Dar ei, versetul 5 din Psalmul 82, dar ei nu vor să știe de nimic, nu pricep nimic de cei ce fac astfel de lucruri. Nici nu vor să știe nimic, nici să priceapă nimic. Și spunea o soră un pic mai înainte, Doamne, vorbește-le mai limpede pentru ca să înțeleagă și ei. Și Domnul Iisus, cu indulgența cuvântului său plin de înțelepciune, le-a spus-o limpede. Nu, pentru că lor nu li este dat și nu este vremea lor. Dar vor, vă este dat. Și spune așa, și recitesc încă o dată, dar ei nu vor să știe nimic, nu pricep nimic, ci umblă în întuneric, de aceea se clatină toate temeliile pământului. Adică nu neapărat pământul literal să fie limpede, ci ceea ce ei gândesc că este bun, nu este pe de departe ceea ce gândeau că rămâne și în picioare. Și aici denotă încă o dată că vine următorul verset 6. Eu am zis, sunteți Dumnezei, toți sunteți fiii celui preanalt. Însă să nu uităm un lucru, veți muri ca niște oameni, veți cădea ca un domnitor oarecare, versetul 7. Deci dacă ne uităm în pasajul acesta, vom vedea, fraților, căci aici ai reprezentat și chiar fiul stăpânului de drept, chiar Domnul nostru Iisus Hristos. Pentru că el, pentru o bucată de timp mai scurtă, spune Scriptura, a fost cu puțin făcut mai prejos de îngeri. Pentru că s-a îmbrăcat în umanitatea noastră, a luat asupra lui păcatul nostru, fără de legea noastră, el, cel bogat, a ajuns sărac, ne-a făcut în stare să ia asupra lui păcatul și el, care era fără nicio greșeală, s-a îmbrăcat cu slăbiciunile noastre. Și toți aceștia care se credeau că sunt, totuși, la urma urmei, se vede că vor muri ca oarecare domnitor. Da, nimeni nu va scăpa de Sheol, de mormânt sau de Hades. Dar toate acestea sunt numai ca să înțelegem, fraților, că Satan, diavolul, care încearcă să ne ia imaginea de drept la care privim, încearcă mijloacele sale de amăgire și încearcă să spună, păi nu vorbi despre lucrul acesta, colțuiește adevărul lui Dumnezeu în cealaltă parte, numai nu spune adevărul. Că așa le plăcea lui Israel și preoților din vremea lui și așa le place creștinității din zilele noastre. Și eu mă gândesc că noi n-ar trebui să procedem pe de departe așa, să fim oameni încumpătați, oameni echilibrați și să-i compătimim pe toți cei care sunt în jurul nostru, că știm că va veni o vreme când toți vor avea lumina vieții din Ioan, capitolul 1, versetul 9. Vă mulțumesc, fraților! Da, mulțumim, frate Morariu. Iată că timpul s-a scurs. Mulțumim Domnului pentru această seară, pentru atâta cât am putut noi și în această seară învăța din cuvântul Lui.
îl rugăm pe ca pentru ceea ce poate nu a fost tocmai, n-am fost tocmai potriviți, el să ne ierte și să ne ajute ca tot mai mult să putem să percepem care este caracterul său, care este voia sa și sigur să ne lucrăm în special la mântuirea noastră cu frică și cu tremur. Mulțumim tuturor fraților care în această seară au fost împreună cu noi și Domnul să vă binecuvinteze, să ne binecuvinteze pe toți. Înainte de a încheia, voi citi, așa cum obișnuim, manele, de fapt, de dimineață, de mâine și din seara aceasta. Mâine este 12 august, mana de dimineață spune: De cele ascunse curățește-mă, ferește încă pe servul tău de păcatul mândriei ca să nu mă stăpânească. Fie bine plăcute cuvintele gurii mele și cugetarea inimii mele înaintea ta, o Jehova, stânca mea și mântuitorul meu. Psalmul 19, 12 la 14. Iar explicația ne spune așa: se pare că fiecare creștin inteligent ar trebui să repete mereu această rugăciune inspirată pentru curățare de greșelile ascunse, ca prin aceasta să fie reținut și de la păcatele îndrăznețe. Astfel, rugându-se din adâncul inimii, el de asemenea va veghea și, împotriva acestor începuturi ale păcatelor, își va ține inima într-o stare curată și neprihănită, alergând continuu la fântâna Harului pentru ajutor în orice vreme de nevoie. Cel ce caută să ducă o viață în sfințire și în apropierea Domnului, numai prin abținerea de la păcatele exterioare sau îndrăznețe și în ascunzișurile minții neglijează începuturile păcatului, acela încearcă să facă un lucru bun, însă într-un mod nesocotit și nerațional. Iar mana de seară, 11 august, ferice de poporul care cunoaște strigătul de bucurie, care umblă în lumina feței tale, Doamne, Psalmul 89, cu 15. Domnul nostru, în simbol, ne-a indicat faptul că mesajul Harului Său în zilele de încheiere acestui veac evanghelic va fi atât de diferit de mesajul general acceptat, în mod greșit numit Evanghelie, încât în mod potrivit va fi numit o cântare nouă. Cu toate că va fi vechea cântarea lui Moise, mesajul de binecuvântare simbolizat prin scrierea lui Moise și prin toate ceremoniile legii și prin mărturia tuturor apostolilor cu privire la mielul lui Dumnezeu și la marea lucrare care va fi îndeplinită de el în ridicarea păcatului lumii. Este doar aceeași cântare care este cântată acum de către cei pe care Dumnezeu i-a binecuvântat cu cunoștința adevărului prezent. Este strigătul de bucurie pe care numai poporul astfel binecuvântat îl știe sau îl poate cânta. Textul nostru sugerează că pentru a fi din poporul care va cunoaște strigătul de bucurie, va fi necesară umblarea în lumina feței lui Dumnezeu. Sau inversând afirmația, ideea este că toți care umblă în lumina feței lui Dumnezeu vor fi poporul său binecuvântat și vor cunoaște strigătul de bucurie. Mulțumim încă o dată Domnului pentru această oportunitate și ocazie din această seară de a fi din nou împreună. O să încheiem această adunare cu o cântare, așa cum obișnuim, cântarea din mana de seară, va fi 74, va fi cântarea. Iar în rugăciune, dacă o soră și un frate ne-ar putea... Yeah.